Ea poartă prin naștere prenumele Maria, prenume parcă predestinat gloriei lumii, de la Maica Maria Sfântă Fecioară Născătoare de Dumnezeu până în prezent, jertfindu-se întru totul doar pentru întronarea artei muzicale de performanță în Moldova și propagarea ei în universul infinit de necuprins, ca și vocea ei divină și unică, devenită simbol primordial și carte de vizită culturală a Moldovei pe toate continentele lumii. Port numele Mariei, Sfintei Marie. Eu sunt fericită că port așa nume. Mulțumesc mamei mele care mi-a dat acest nume, preotului, nanașilor care mi-au dat acest nume. Eu sunt fericită de acest nume și toată viața cânt, o cânt pe Maria, Sfânta Maria, mama lui Iisus Hristos. Istorie, destin, poate și una și alta, s-au intersectat sub măiastră viziune artistică a prima doamnei operei naționale, Maria Bieșu, care în dimineața zilei de 16 mai a anului 2012 a plecat pe drumul nesfârșit străjuit de mare tăcere. Numele ei era practic ca un simbol și care ne ținea pe toți, ne mobiliza pe toți într-o realizare a unor proiecte frumoase și idei frumoase. Acum, într-adevăr, parcă suntem orfani și am senzația că toată lumea parcă s-a relaxat. Să știți, este un lucru destul de neplăcut, deoarece toată lumea încearcă să împartă nu știu ce în toate părțile. Mă refer la artă, nu mă refer la altceva. Și încă o dată mă convin că anume Maria, chipul ei, numele ei sfânt, acea personalitate din ea, pe toți parcă mobiliza și pe toți îi făcea mai cuminți. Absența, neprezența Mariei Bieșu se simte de fiecare dată când intrăm în localul teatrului de operă și balet. Se simte neprezența chiar și atunci când venea la teatru fără ca să cânte, când era în colectivul acestui edificiu cultural, pentru că, datorită Mariei Bieșu, teatrul nostru, Teatrul Național de Operă și Balet, a ajuns până la urmă la un nivel foarte frumos, un nivel profesionist. O mai spuneam și altă dată că, pe timpul Uniunii Sovietice, teatrul nostru, în acel conglomerat de peste 60 de teatre de operă și balet, se situa undeva pe locul 5-6, după aprecierea criticilor de la Moscova. După acele spectacole care erau prezentate atunci în Leningrad, Sankt Petersburg, Moscova, unde veneau critici foarte mari, pentru că întotdeauna teatru trebuia să-și păstreze un anumit nivel în care, pe care îl menținea Bieșu prin ceea ce a dat Dumnezeu, prin acel har extraordinar. Eu mă pregăteam să fiu dirijor de muzică simfonică, dar fiind la Chișinău și simțind permanent insistența ei și în primul rând, nu că doamna Bieșu, dar doamna Bieșu care
Noi trebuie să spunem care e o personalitate și o voce care se naște chiar nu în veac, dar în câteva secole, poate. Dar dacă mai vorbim și de Estul Europei sau vorbim și de fosta URSS sau și mai mult vorbim de România sau Moldova, noi ne dăm seama că asta e o enigmă, un cadou, o stea, o floare de la Dumnezeu. În anul 1965, tânăra solistă, împreună cu un grup de soliști de opere, face un stagiu la teatru La Scala din Milano, Italia. Emoțiile erau foarte mari, fiindcă trebuia să ne asculte cum noi cântăm fiecare. Eu am cântat Leonora Trubadur, aria Aidei și rugăciunea lui Tosca. Și când trebuia să caute această scenă care au cântat mulți cântăreți mari, cum era și Caruso, și Maria Cebotari, și Maria Callas, Tebaldi, Toscanini. Vă închipuiți ce emoții aveam eu, o fetiță a venit de la Volantiri, din Moldova, noastră, care nu cunoșteau nimeni. Când am nimerit pe scenă, mi s-a părut că am călcat pe niște pierne. Și am mers înainte, am cântat, de frică, eu nu știu de ce, dar parcă eram prin somn ceva. Și după asta toți am cântat și ne-au urtit dottore Gheringhele, directorul teatrului La Scala, și pe toți i-au împărțit la pedagog, la profesorul de canto, cum era foarte cunoscut atunci, Barra. Și pe toți i-au pus, dar pe mine nu m-au inclus. Dar tu, Maria, pune mulțumesc la mama în Italie că te-au născut cu vocea de acum italiană și ai te ocupi cu maestru Enrico Piazza, cu pianist, dirijor, a fost elevul lui Toscanini. De ani ea îi consacră artei, 40 de ani de sacrificiu. Întotdeauna m-am gândit că totdeauna noi știm ce nu se poate. Nu se poate, nimic nu se poate în viață. Un cântăresc trebuie să fie foarte atent, trebuie să fie întotdeauna consacrat numai artei. De multe ori chiar nu mai are nimic în afară de acel frumos care îl aduce în fiecare seară aici, în scenă, să-l dorească oamenilor. Am cântat alături în acești ani în mii de spectacole și la noi, în scena noastră și în multe, multe țări, în turnee. Am cântat în spectacolele de Tosca, Aida, Trubadurul, Forța Destinului, Ciociosan și multe, multe, multe spectacole. Ar fi numai un timp foarte lung să le enumer pe toate. Și astea sunt veți trăite. Veți trăite de un actor, de un om, de o femeie. Veți chinuitoare, pentru că întotdeauna trebuie să te îmbraci în sufletul acelui erou pe care trebuie să-l cânți, să-l joci în această seară.
Maria Bieșu poseda cu desăvârșire arta scenică. Ea știa să genereze și să trăiască o stare de spirit adecvată fiecărui personaj în parte. În palmaresul celebrei cântărețe au fost peste 30 de roluri, diferite ca stil, concepție și complexitate. O stea care a răsărit pe cerul Moldovei, o stea care va dăinui pe cerul Moldovei și atâta timp cât va fi Moldova, va rămâne o stea al Moldovei și a României. La momentul dat, totuși nimeni n-a atins nivelul doamnei Maria Bieșu. Și e trist fără ea în teatru, fiindcă mulți s-au schimbat, ea avea viziunile ei, cum să zic, poate ar fi ceva mai interesant în teatru dacă dumneiei ar fi. Cine ar putea să interpreteze rolul Normei după Maria Bieșu acum, la Teatrul de Operă și Balet? Nimeni. La momentul dat nu e nicio interpretă care ar putea, măcar cât de cât, puțin, puțin, să ne aducă aminte de acel timbru care este irepetabil. Una din culmele artistice realizate de Maria Bieșu a fost rolul Normei din opera omonimă de Bellini. Această realizare a confirmat potențialul enorm al cântăreții și a consolidat-o ca o actriță de forță dramatică excepțională. Viva!
În anul 1967 obține titlul de cea mai bună Chōchō-san la concursul Miura Tamaki desfășurat la Tokyo, Japonia. Din acest moment, Maria Bieșu este invitată în juriu în concerte la diverse instituții muzicale din Europa, America, Asia. Nabui Kabayashi, organizatoarea acestui concurs, a adus un braț de kimono în hotel, le-a pus pe pat și toate acelea 8 cântăreții care au mers, prima, două, trei, patru, 8 cântăreți care au trecut, s-au izbit la cele mai frumoase kimonouri, dar ele sunt frumoase, extraordinar. Dar eu n-am putut să mă duc să mă bat cu dânzele acolo, că ele acolo luau una de la alta de mână. Am așteptat, zic, cădea și mie ceva. Și mi-a căzut, iată, kimonoul acela, cam urâțel, cam vechișor. Dar l-am îmbrăcat. Dar v-a purtat noroc? Cine știe, cred că, că Nabui Kabayashi e s-a început să râdă, că, adică eu știu cea cui kimonoul acela, dar eu n-am știut. De acum, când a fost recepția, când tot, atunci eu a spus că, e, mie, că eu am luat kimonoul chiar al lui Miura Tamaki, care el a purtat acasă. Credeți și atunci v-a ajutat Dumnezeu? Eu cred că modestia și lui Dumnezeu îi place. Cred că da, da, da. Și iată în felul acesta, kimonoul acela se găsește în Japonia, unde toți laureații care premii care au mai fost, au lăsat autograf pe dânsul. Am avut o colaborare extraordinar de interesantă, fiindcă nu era concert în oraș unde să nu fie invitată Maria Bieșu la toate concertele, și concertele de gală, și concertele omagiale, și concerte de rând care aveam cu orchestra, și la televiziune, la multe emisiuni venea, dar și înregistrările la radio, unde venea aici și era cu noi, orchestra o aștepta cu mult drag,
era foarte amabilă. Nu există pe fața Pământului mai frumos popor ca a nostru, din cauza că este poporul nostru. Nu există o limbă mai frumoasă ca a noastră, din cauza că este limba noastră. Nu există o altă Marie, sunt foarte multe Marii pe lume, dar a noastră Marie este cea mai frumoasă și cea mai talentată. O iubim în tot sufletul. Și a venit timpul să ne amintim de momentele cele fericite când cântam împreună. Chiar dacă Maria Bieșu a evoluat pe toate scenele lumii, interpretând muzica celor mai importanți compozitori ai mapamondului, ea niciodată nu și-a uitat compozitorii ei de acasă și le-a interpretat cu plăcere creația. Ce a făcut doamna Maria Bieșu rămâne în istorie. Numele Mariei Bieșu înseamnă o pagină în istoria muzicii clasice, în istoria artei vocale a lumii. Oriunde am fost peste hotare, că am avut norocul să colind multe țări. Ați evoluat cu ea? Nu, nu, dar dacă veneam într-o țară, numai decât atunci când se apropiau de noi jurnaliști, mulțime de jurnaliști, ori eram niște reprezentanți a Uniunii Sovietice pe vremuri, se apropiau mulți jurnaliști de noi, orchestra Fluieraș în frunte cu Serghei Lunchevici, și numai decât numele Mariei Bieșu era rostit în primul și în primul rând. Moldova era cunoscută prin, da, Maria Bieșu, numele Mariei Bieșu era, este de fapt o carte de vizită a acestui pământ. Curaj de pe Marine,
La Ștefan Vodă există o școală de arte ce poartă numele doamnei Maria Bieșu. Pentru noi este o bucurie foarte mare că avem așa școală la noi, orașul Ștefan Vodă, și care se numește Maria Bieșu, în cinstea doamnei Maria Bieșu, care a fost cea mai bună ciocioșan. Noi învățăm, avem timp de 5 ani, învățăm și acumulăm multă cunoștință, ne perfecționăm timp de timp și asta este un lucru foarte bun pentru noi. Așa de bucuroasă că școala aceasta are așa din sate copiii aceștia. Așa se văd, sunt plini de, cum spune, bronzați, că prășesc, strâng, lucrează. Sigur că de aici vin și cântă așa de frumos. Eu așa mă bucur, așa o bucurie, o fericire mare că așa, școala aceasta poartă numele meu și eu mă mândresc cu aceasta tot că copiii aceștia din fundul satului, din fundul satelor se învață aici și pe urmă ei poate să iasă într-adevăr talentați artiști. Harul primit în dar trebuia și el dăruit lumii. Prin urmare, din anul 1990 și până în anul 2012, Maria Bieșu a fost președinte a Uniunii Muzicienilor, organizând diverse acțiuni culturale. Concursul soliștilor vocali Alexei Stârcea, promovând tinere talente artistice vocale, care ajung în timp să pășească pe urmele ei, obținând importante premii la festivaluri internaționale. Însă cea mai importantă acțiune culturală rămâne totuși a fi Festivalul Maria Bieșu, acțiune unică prin splendoarea vocilor participante la fiecare ediție. Festivalul menționat impune indiscutabil Republica Moldova în prim planul muzicii academice europene și mondiale, transformând Chișinăul pentru o perioadă de 10 zile într-o capitală muzicală a lumii. Organizat-o bine, penso că concurența în Italia... Acest festival este organizat la un nivel foarte înalt. În Italia, astfel de sărbători nu prea se organizează. Sunt foarte încântat de tot ce am văzut aici.
Я с такой радостью всегда приезжаю в Кишинев на фестиваль. Мария Биеш приглашает, и в этот раз нет слов от того, что я здесь опять. Мне очень нравится. Ce prestanță are acest festival în comparație cu alte festivaluri la care dumneavoastră ați participat? Pentru mine este un festival deosebit. În primul rând că la dumneavoastră se sărbătorește o mare artistă și chiar am spus și data trecută, este foarte bine să devină o tradiție și văd că deja a devenit tradiție acest festival. Și mă simt minunat la Chișinău de fiecare dată când vin și, într-adevăr, este un prilej de întâlnirea a marilor artiști. Mereu era în scenă, la Uniunea Muzicienilor, printre studenții Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, în Republică și peste hotarele ei. Primadona sufletelor noastre găsea o rezervă de timp, consacrându-l și Bisericii lui Dumnezeu, în semn de nemăsurată mulțumire pentru harul divin acordat pentru veci.
mare noroc în viață, pentru că am cunoscut-o pe doamna Maria și numai că am cunoscut-o, dar am devenit și prietene aici în cor. Dumnezeu a devenit și prietena familiei noastre. Am cântat în cor, dar pentru că am un serviciu la Academia de Știință, mă bucur că am putut și să scriu câte ceva despre doamna Maria și am vorbit tocmai despre, în articolul meu pe care l-am scris în cartea, ultima carte despre Maria Bieșu, am vorbit tocmai despre ipostaza cântăreață de muzică bisericească și sunt foarte fericită că Dumnezeu m-a apropiat atât de mult de acest mare talent al neamului. În această zi i-aș spune doamne Marie că ne dor de dumneavoastră. Of. Am emoții. Mi-e dor de dumneavoastră și ne-am dorit să fiți alături de noi și chiar de sunteți acolo sus, în ceruri, noi tot timpul când cântăm liturghia, cu ocazia diferitor sărbători religioase, simțim umărul dumneavoastră lângă noi. Și nouă ne-e ușor atunci când ne gândim la dumneavoastră, să cântăm. Da, dacă ne vede, să ne zâmbească, să ne ajute, să-mi trimată măcar un semn oricare. Eu știu că e sus, cu mămica alături, și cu tăticul, să înțelege, e acolo, acolo libini. Și să roage lui Dumnezeu și pentru noi. Eu doresc, ea... numai să fie în împărăția lui Dumnezeu. Credeți că asta e mult mai mult decât ne putem închipui noi, cam ce ar putea să-i dea bun Dumnezeu. Dacă este acolo, n-a văzut ochiul, n-a auzit urechea și la inima omului pământesc nu s-a pus ceea ce a gătit Dumnezeu celor care l-au iubit, dar ea l-a iubit pe Dumnezeu. Astăzi, cei mai apropiați prieteni ai primadonei Operei Naționale Maria Bieșu, care au venit să o pomenească, nu-i spun adio. Fiindcă pentru noi toți, ea va rămâne întotdeauna inconfundabilă soprană, omul de artă, de cultură, de maximă atitudine muzicală, un model pe care încercăm mereu să-l urmărim. Inimile noastre vor păstra până la ultima lor bătaie fiorul imaginii, omului, creatorului, care a fost și va continua să fie Maria Bieșu. Dragii mei concetățeni, susținerea pe care o simt din partea dumneavoastră, nu doar în ultimul timp, dar pe tot parcursul vieții mele de creație, îmi oferă dreptul să mă adresez vouă cu aceste cuvinte de dragoste și recunoștință și cu acest mesaj către bunătatea dumneavoastră. M-am născut cândva pe acest pământ, în țara care se numea Regatul României. Recunoașterea mi-a venit tot pe acest pământ, dar care se numea Uniunea Sovietică. Astăzi am susținerea locuitorilor patriei mele iubite, Republica Moldova. Vreau ca pământul nostru să prospere, să aducă lumii bunătate și lumină. Faceți tot ce vă stă în puteri ca să fie așa. Cu dragoste, a voastră, Maria Bieșu.